ambasada Moldovei de la București, s-au adunat tineri și mai puțin tineri să asculte discursurile imnul Europei interpretat la Chișinău la Marea Adunare Națională Pro-Europeană. Și acuși poate o să fie și aici discursuri. Jandarmii ne-au băgat în țarc, dar așa e aici tradiția libertății de întrunire și de exprimare, cu garduri de protecție. Așa-s vremurile. Care ne-au susținut în demersurile noastre de a fi prezenți astăzi în fața ambasadei și vreau să-l invit alături de mine pe președintele Federației Tinerilor Basarabeni, Cristin Urafa, care ne-a susținut în demersul nostru și a decis să fie prezent astăzi aici cu noi. Dragi frați, surori, mă sunt onorat să fiu astăzi în fața voastră și să am un discurs în acest sens. Emoțiile mă copleșesc pentru că și pentru mine Uniunea Europeană a devenit o casă din 2013, de când am venit la studii aici. Acum 30-40 de ani, pentru tinerii de atunci, România sau de a veni în România era un vis. Acum 15-20 de ani a devenit un obiectiv. Iar acum, în prezent, noi trăim un rezultat. Un rezultat în care mii de tineri în fiecare an de-ai noștri din Republica Moldova vin aici, beneficiază de studii europene, văd avantajele unei țări europene, trăiesc într-o țară europeană, lucrează într-o țară europeană și fac familie într-o țară europeană. Iar obiectivul nostru moral este să susținem demersul Republicii Moldova, să aducem un pic de Uniunea Europeană acasă și până în 2030 să devenim și noi, cu drepturi de pline, țară membra Uniunii Europene. Gheorghe, unde te
Thank you.